Întreaga procedură începe cu etapa declarării verbale a decesului. Cine are obligația de a face această declarație verbală? Obligația de a declara decesul o au membrii familiei, rudele decedatului, iar în lipsa acestora, obligația de a declara decesul au colocatarii, vecinii, administrația imobilului, medicul sau orice altă persoană din unitatea unde s-a produs decesul. În cazul persoanelor care au decedat în penitenciar, atunci obligația de a declara decesul revine administrației penitenciarului. Apoi, autoritățile trebuie să înregistreze decesul. Timpul pentru înregistrarea decesului servește certificatul medical constator al decesului, hotărârea judecătorească privind constatarea decesului persoanei sau declararea persoanei decedate. Înregistrarea decesului are loc la organul de stare civilă, unde a avut ultimul domiciliu persoana decedată, la organul de stare civilă în a cărei rază teritorială s-a produs decesul și în a cărei rază teritorială a fost emis hotărârea judecătorească. Se întocmește un act de deces în baza căruia se eliberează certificatul. Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei, ceea ce înseamnă soți, copii, rudilor decedatelor, părinți, frați, surori, bunei, nepoți, străbunei, strănepoți. Sunt situații în care unele persoane figurează ca decedate, deși în realitate sunt în viață. Cazul în care se stabilește că persoana de fapt este în viață, de exemplu, ea poate să-și perfecteze un buletin la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare și noi să vedem că persoana respectivă este în viață de fapt, sau aici ea se poate prezenta la, și se documenteze și noi vedem că este întocmit actul de deces. În cazul respectiv se întreprind acțiuni de revizuire a hotărârii respective și se emite un act judecătoresc privind clasarea hotărârii în cauză și în baza acestui act judecătoresc se anulează actul de deces și certificatele de deces eliberate în baza actului respectiv. Conform datelor furnizate de Agenția Servicii Publice în perioada anului 2022 și până în prezent, 103 acte de deces au fost întocmite în baza unei hotărâri de judecată. Dintre acestea, 4 acte au fost anulate mai apoi tot prin intermediul instanțelor. Ce se întâmplă în cazul în care persoana decedată este neidentificată? Se implică poliția, se implică procuratura, se eliberează un certificat medical constator al decesului în baza unui proces întocmit de către medic, care stabilește vârsta, sexul persoanei, locul unde a fost găsit cadavru, data decesului și cauza decesului. Da. Noi, în baza acestei documente, întocmim un act de deces în care sunt indicat doar datele acestea. În rubrica nume-prenume rămâne necunoscut. Ulterior, dacă autoritățile competente determină datele persoanei neidentificate, ei comunică organului de stare civil care a întocmit actul de deces datele respective și ele sunt modificate din necunoscut cu datele respective. Sunt și cazuri invers. Când a fost o identificare greșită, a fost întocmit un act de deces cu nume, prenume, baza identificării care a avut loc, însă ulterior s-a stabilit că, de fapt, identificarea a fost eronată. Iar atunci când decesul survine în urma unei sinucideri, a unui accident sau altor acțiuni violente, la înregistrarea decesului, pe lângă certificatul medical constatator, se prezintă și dovada de la poliție sau procuratură despre faptul că cel puțin una dintre cele două instituții au fost sesizate despre deces. În prima jumătate a acestui an, Agenția Servicii Publice a emis în jur de 20.000 de acte de deces.